Adi e un președinte fericit, președinte jucător, care este mai rar întâlnit la acest nivel în județul Alba. Mai sunt antrenori, jucători, dar tu președinte antrenor. Cum este promovarea echipei FC Micești în Liga a 4-a? Deci să rectific o problemă. Normal, președintele știți bine cine a fost la început, Gică Dobre. Eu sunt după el vice și el, retrăgându-se, ceea ce l-aștept să vină în continuare, să continuăm în Liga 4, ce va fi și mie mai ușor. Pe această cale mulțumesc în continuare tuturor oamenii care m-au susținut, în primul rând echipei, antrenorului, și să mulțumesc și eu mie că m-am zbătut atât pentru această echipă să aibă un nume și să fie văzut pe planul fotbalistic la județ. Ce urmează Liga 4? Alte cheltuieli? Da. Aici va fi o problemă, dar sperăm să o rezolvăm. Ceea ce e rezolvat, 60%, așa mi s-a promis. Și oricum, eu, ambiția mea, care să cam știe toată lumea, eu oricum o să mă duc înainte, așa cum am promis, până la un moment dat, când asta este. Momentatul ăsta înseamnă cel puțin încă un an sigur, ani... un an sigur se va continua. Dacă nu mă ajută nimeni, un an se va continua sigur pe ce am eu, baza mea. Să sperăm că pe viitor va veni totuși cineva lângă noi și în primul rând vreau să îi mulțumesc și domnului Fabian Fogoruș că datorită dânsului am ajuns aici unde am ajuns. Fără dânsul nu puteam. Mulțumit de echipă, mulțumit de lot, mulțumit de spectatori, mulțumit de... Acum ați văzut asta, probabil ați filmat, ați văzut. Atmosferă bună, mai stăm la capitolul bază un pic mai slăbuț, dar cât de cât asta este. Deci nu se va pune problema, vom continua și în Liga 4, ceea ce mulți nu cred în noi. Dar noi o să mergem în Liga 4 și acum, în glumă, obiectivul nostru e evitat de la autogătare, că suntem conștienți că e alt nivel, e alt ceva, dar să sperăm că ne menținem acolo. Vorbim acum de transferuri de linia astea. Dacă ne poți să ne spui pe cine ai în vedere sau cum ai ți-ai creionat 100%, 100% nu sunt perfecționate, sunt rezolvate cu domnul Fane Fogoruș în prim plan, el a rezolvat. Acum nu pot să zic eu 100% că nu pot să dai nume. Da, nu pot să dau nume, clar. Fiindcă știți bine că acești, dacă vine la clar. Care este cu plată și cu deal. Ce înseamnă pentru Adrian Herepean senior următorul an? Aia să-mi spui. Ce să înseamnă? Pentru mine, am uitat să vă spun de la început ce ați vrea să vă spun. Pentru mine am 42 de ani. Mulțumesc înainte. Mulțumesc. E primul, cum să spun eu, prima satisfacție mea ca jucător de fotbal amator în care pot să zic că sunt sincer fericit că am promovat sportiv și curat și la... Ți-ai făcut datoria și da. Am demonstrat că pot. Așa-i. se poate face performanță și la Liga 5 și acum suntem la Liga 4, ceea ce e o altă provocare. Copiii din Micești ai ca să-ți faci echipă de junior, pentru că și asta va fi. Da, deja e rezolvat și cu echipa de copii și juniori. E rezolvat. Avem, pot spune și antrenorul cine va fi, George Aldea, care el se ocupă. Deja am adunat copii, ne vom restrânge cheltuielile, bineînțeles, că aici e altă problemă. Și pe parcurs vom vedea. Aici vom vedea. Adi, mulțumesc, numai bine.